Aici Cernăuți, postul de Radio Bucovina. Dragi prieteni, bine v-am găsit! Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Dialogul Zilei. Din studioul de emisie vă salută Mariana Struț și Valentina Cârciu. Regia este asigurată de Mihailo Fedeșin. Vă reamintim că emisiunea noastră o puteți audea pe frecvențele 91,8 FM la Cernăuți, 106,6 la Novodnestrovsk, 107 la Putila. De asemenea, emisiunea noastră, Dialogul Zilei, o puteți viziona pe rețeaua YouTube și prin intermediul radioului prin cablu. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri de plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci, tot în limba ta. Astfel scria poetul nostru Grigore Vieru despre cea mai scumpă comoară a omului, limba maternă. O confirmare că ținem la ea, că ne doare ceea ce se întâmplă cu limba maternă, cred că a fost și sărbătoarea limbii române, instituită cu 30 de ani în urmă în Republica Moldova. De atunci, peste tot unde sunt români, unde se vorbește românește, la 31 august este marcată Ziua Limbii Române. Pandemia declanșată în primăvara anului curent ne-a demonstrat că suntem vulnerabili și fragili. Suntem doar oameni simpli care, pentru a supraviețui, trebuie să stea distanțați unul de altul. Din acest motiv, mai multe evenimente culturale au fost anulate, contramandate pentru alte dăți. Timp de 30 de ani am avut marea fericire să sărbătorim Ziua Limbii Române, așa cum se cuvine, aici la Cernăuți, cu concerte frumoase, depuneri de flori la monumentul Luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu, pașii căruia au atins pavajul vechei urbe cernăuțene. După cum am menționat, astăzi este o zi deosebită pentru noi, dar cum a fost marcată pentru prima oară în regiunea Cernăuți cu cei 30 de ani în urmă, ne va spune poetul Ilie Tudor Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți. În primul rând vreau să-i felicit pe toți cu prilejul sărbătorii de astăzi, să le doresc sănătate, realizări frumoase în activitatea lor, să nu se sperie de greutăți, fiindcă întotdeauna dintr-o luptă ești mult mai puternic, deci și noi trebuie să ne păstrăm demnitatea, să nu cedăm în fața greutăților și să apărăm limba română, limba noastră maternă. Încercând să răspund la întrebarea ta despre cum a fost marcată pentru prima dată în regiunea noastră această sărbătoare frumoasă, care între timp a devenit sărbătoare națională, limba noastră cea română. Deci, istoria a început cu mai bine de 30 de ani în urmă. În 89, dacă vă mai aduceți aminte, a fost fondată Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu. Mai înainte, în 87-88, la Chișinău, scriitorii, lumea intelectuală, a abordat problema revenirii la grafia latină, adică revenirea la veșmântul firesc al limbii noastre materne. În 1988, în noiembrie, un grup de scriitori, de savanți de la Universitatea din Cernăuți, ziariști, învățători din regiunea noastră, au adresat o scrisoare Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, prin care s-au declarat adeziunea la concepția și doleanțele formulate în adresarea Uniunii Scriitorilor și în scrisoarea deschisă, semnată de intelectuale din Moldova, fiindcă vreau să spun că exista deja în presă o scrisoare deschisă, adresată Academiei, adresată forurilor de conducere
cerere din Moldova cu cerința de a se reveni la grafia latină. Și iată, un grup de intelectuali din Cernăuți, cum spuneam, au semnat o scrisoare de adeziune și în această scrisoare și-au spus și părerea la situația din regiunea noastră, din Ucraina. După 1989, când a început să funcționeze, să-și desfășoare activitatea Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu, situația părea că se îmbunătățește. Deci a avut loc o explozie a sentimentului național. Oamenii au început să vorbească deschis despre problemele lor, au început să vorbească cu un fel de mândrie despre românism, despre sentimentul românismului. Sărbătoarea limba noastră cea română a fost marcată la Cernăuți pentru prima dată la 2 septembrie 1990 în Teatrul de Vară din Grădina Publică din Cernăuți. La această manifestare au participat, cred că undeva peste 2000 de români din regiune. Ei au venit la manifestare îmbrăcați în haine naționale, cu drapele tricolor, intonând cântece patriotice, cântece naționale. A fost, după opinia multora, una dintre cele mai frumoase și mai sincere manifestări dedicate limbii materne, limbii noastre române. Dar care este situația limbii române în regiunea Cernăuți în prezent, luând în considerare legea învățământului, fiindcă această lege nu este nici pe departe în favoarea limbii române? Între timp, iată că au trecut de atunci 30 de ani, a crescut o nouă generație, putem spune, și din păcate, astăzi, în loc să ne bucurăm de situația în care se află limba noastră română, noi trebuie să ne îngrijorăm din cauza că există pericolul ca în câțiva ani, mai precis în vreo 2 ani, școlile noastre românești să-și înceteze activitatea, adică să nu mai studieze elevii noștri în limba română, ci în limba ucraineană. Din păcate se poate întâmpla acest lucru, deoarece legislația ucraineană, legislația adoptată de Parlamentul Ucrainei în ultimul timp, îngrădește dreptul românilor, dreptul minorităților naționale din Ucraina la studierea în limba maternă. Deci este, după opinia noastră, și nu numai a noastră, ci și a altor minorități naționale, este o încălcare flagrantă a Constituției Ucrainei, care trebuie să menționăm acest fapt. Este o Constituție democrată, una dintre cele mai bune Constituții din Europa. Dar, din păcate, astăzi este călcată în picioare. Eu cred că ar trebui să ne unim, să consolidăm eforturile noastre și să ținem piept acestui atac împotriva limbii noastre materne, împotriva limbii române. Da, cu părere de rău, situația este aceasta, dar totuși anul acesta, fiind noi în carantină, orașul Cernăuți, precum și unele raioane din regiune, au fost incluse în zona roșie. Au fost interzise, de fapt, și toate manifestările culturale și tradiționale la noastră sărbătoare, limba noastră, cea română. Cum, de fapt, s-a organizat anul acesta? Peste 20 de societăți culturale românești din regiunea Cernăuți, din regiunile Odessa și Transcarpatia, deci a organizat o depunere de flori la statuia lui Eminescu. Din păcate, trebuie să respectăm toate cerințele situației în care ne aflăm, fiindcă cu atât mai mult că regiunea noastră, orașul Cernăuți în special și câteva raioane se află, așa zisă, zonă roșie declarată de Ministerul Sănătății din Ucraina
și trebuie să ne protejăm și să respectăm toate cerințele prevăzute de carantina, de care este, știu, un mod de a ne proteja măcar cât de cât, respectând cerințele impuse. Dar florile depuse la statuia lui Mihai Eminescu și fiecare, eu știu, se va gândi ce are de făcut pentru a păstra limba română, pentru a păstra limba maternă, fiindcă fără limbă nu există popor, nu există națiune. Desigur, noi trebuie să dăm dovadă de demnitate, în primul rând. Noi trebuie să știm să apărăm ceea ce e al nostru. Limba română este dată de Dumnezeu. Limba fiecărui popor este dată de Dumnezeu și este un dar. Limba maternă este un dar dat de puterea divină. Și cine are dreptul să interzică limba maternă? Eu cred că nimeni nu poate să facă acest lucru. Oamenii care gândesc, care cugetă, fiindcă cei care sunt purtați, așa, eu știu, de anumite emoții și de ură față de alți oameni, nu se gândesc la consecințele pe care ar putea să le suporte, fiindcă Dumnezeu, cum se spune, nu bate cu bățul. Niciodată, eu le-am spus de mai multe ori persoanelor cu care am discutat, persoanelor din conducerea regiunii și chiar din conducerea Ministerului Învățământului, le-am spus că nimic nu poate fi construit, nimic nu poate fi durabil construit pe ură. Nu se poate să urăști alt popor, altă limbă, altă națiune. Este o mare greșeală și un mare păcat. Deci Dumnezeu ne spune că trebuie să iubim pe aproapele nostru și de aceea nu avem niciun drept să interzicem cuiva să vorbească în limba maternă, în limba în care a fost dat pe acest pământ de Dumnezeu. Aveți dreptate, domnule Ilie Tudor Zegrea, vă mulțumim din suflet pentru faptul că ați fost și de data aceasta alături de noi. Iar eu vreau să dau citire unui mesaj din partea Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Eminescu. Anul acesta, din păcate, trecem printr-o nouă încercare ce nu ne permite nici măcar să fim împreună la sărbătoarea noastră națională, deoarece orașul Cernăuți se află în așa numită zonă roșie a pandemiei COVID-19, fapt ce nu permite organizarea de acțiuni publice pentru a evita riscul de contaminare. Dar, în același timp, epidemia nu ne poate încurca să cinstim cum se cuvine limba noastră în grupuri mai mici, cu depuneri de flori la monumentele și locurile de veci ale înaintașilor, acțiuni culturale virtuale ce pot întruni mii de participanți în familie și fiecare în parte, citind din pagini literare, meditând asupra contribuției personale la prosperarea limbii materne prin folosirea ei în viața cotidiană, transmiterea ei ca pe o făclie nemuritoare copiilor și nepoților. Limba română nu ar putea exista fără dascăli, fără profesori, care o predau, care insuflă tinerii generații dragoste pentru comoara cea mai de preț al neamului. A instruit multe generații de profesori împreună cu regretatul său soț Grigore Bostan și doamna Laura Bostan, pe care am contactat-o prin intermediul telefonului. Doamna Bostan, timp de mulți ani ați altoit dragostea pentru limba română la un număr enorm de mare de studenți. Cred că ziua limbii române are o însemnătate deosebită pentru dumneavoastră. Este o zi foarte importantă pentru mine, ca probabil și pentru fiecare român care are sentimentul că aparține unui neam, aparține unui popor și a unui spațiu geografic unde s-a născut. Într-adevăr, eu am purtat și port în continuare o dragoste pentru valorile neamului meu și mai ales pentru limba pe care mi-au dăruit-o părinții. Am auzit-o de acasă, de la părinții mei care nu știau limba rusă, mama nu știa niciun cuvânt și tot timpul vorbea în această limbă cunoscută de la mama ei, deci în orice caz am păstrat
și am continuat să gândesc în această limbă, să simt în această limbă. De aceea, când a fost problema ca să-mi aleg specialitatea, eu știam că eu o să fiu filolog, pentru că mie îmi plăcea limba și literatura noastră. Într-adevăr, fiecare popor, să zic așa, are trei lucruri importante. Deci, în primul rând, care de fapt îi conturează, într-o oricare măsură îi conturează existența, este limba acestui popor. Clar lucru că se includ și tradițiile, și cultura, și literatura scrisă, orală. În al doilea rând, credința, credința față de Dumnezeu și mai ales spațiul unde trăiește acest popor. De aceea, ziua de astăzi este pentru mine o bucurie, dar nu pot să zic că mă bucur din adâncul sufletului, pentru că se reduce spațiul acesta al limbii române și, în fond, auzind că aceasta nu este limba în care ar trebui să fie școala, să zicem, să se predea și așa mai departe. Deci este o durere, pentru că eu am făcut toate materiile în limba română și slava Domnului, deci am cunoscut și alte limbi și alte culturi, așa și le posed la nivel. Este totuși anul acesta un an, să zic așa, însemnat, citind eseurile copiilor, elevilor care le-au înaintat pentru concursul acesta, am simțit că totuși copiii au dragostea aceasta față de ceea ce reprezintă de fapt limba, mamă, casă părintească și loc natal. Deci acestea sunt unite în eseurile date. Deci înseamnă că totuși generațiile care vin nu sunt chiar generații erupte cu totul de la neamul nostru. Și datoria celor care sunt în școli astăzi, care sunt profesori, este ca să înmulțească, ca să facă ca copiii să simtă viața, chiar și bucuria și tristețea, dar să o simtă și prin graiul acesta natal. O bucurie este totuși pentru mine anul acesta că catedra noastră are studenți la secția de zi și la fără frecvență și mai ales că s-au înscris la masterat cei care au terminat alte facultăți. Deci înseamnă că totuși undeva dăinuiește această percepere a timpului și mai ales, cum să zic eu, patriotismul acesta față de ceea ce este al tău. Ceea ce nu înseamnă că n-ar trebui să cunoaștem, trebuie să cunoaștem limba de stat, trebuie să cunoaștem alte limbi, dar nu putem să o scoatem din suflet pe această floare rară care este a noastră sau să o lăsăm să se veștezească acolo, deci în fond să-i cadă toate petalele, să rămână schinjuită, pentru că atunci nu suntem noi și atunci nu avem dreptul în fața lui Dumnezeu să ne numim popor român. Doamna Laura, ne bucurăm și noi enorm de faptul că Catedra de Filologie Română are anul acesta studenți în anul întâi și s-au înscris și la masterat studenții care au terminat alte facultăți. Însă ați menționat dumneavoastră faptul că scade acest interes față de limba română, tot mai puțini vor să o studieze. Cum ați lămuri aceasta? Înțelege, a pierde interesul înseamnă că totuși tu n-ai iubit această limbă, deci în sensul profund al cuvântului. Înseamnă că aceste sentimente ale tale au fost de suprafață. Pentru că dacă într-adevăr, deci ai primit această educație în casa părintească, deci nu poți
nu pot în fond să te îndepărtezi de această limbă. Și pe mine mă miră uneori oamenii care vorbesc în fond că ei sunt apărătorii limbii, dar în genere deci nu se străduie măcar să scrie corect în această limbă sau să se exprime corect. Pentru că a fi reprezentantul și a vorbi despre limba română înseamnă și cunoașterea ei. Eu n-aș zice că în Cernăuți totuși nu se vorbește limba română. Timpul de astăzi este un timp care de fapt alege. Alege omul adevărat, alege în fond și neghina, deci care se desparte de ceea ce este esențial, ceea ce este greu, ceea ce este pâine. Și probabil că aceste timpuri în fond vor trece totuși. Eu rămân un optimist în privința aceasta, pentru că am vizitat mai multe școli în toamna anului trecut, am vizitat mai multe școli, Herța, Raionul Nou, Suleța, Hliboca, și fiind în clasă, eu observam totuși această licărire în ochi și faptul că ascultau cu dragoste ceea ce în fond le anunțai. Deci n-aș fi zis că erau indiferenți copiii acești. Probabil că totuși nu se muncește chiar, cum să zic eu, până la capăt. Deci profesorul când își dă o parte din sufletul lui pentru ca copilul, nu e vorba că să ajungă critici literari sau savanți și așa mai departe. Pur și simplu, el se simte cuvântul, se simte cuvântul matern. Deci aceasta în fond depinde și de școală. În al doilea rând, probabil că timpurile acestea când părinții lipsesc sau părinții sunt ocupați mai mult de a întreține casa, nu mai sunt acele discuții, acea legătură, să zic așa, între copii și părinți. Pentru că, de fapt, eu mi-aduc aminte, noi am trăit timpuri mai grele, dar tata tot timpul stătea alături și el era cel care povestea, el care mi-a vorbit prima dată de Eminescu, poveștile. Deci era o discuție așa sinceră între părinți și copii. Deci dacă lucrul acesta noi l-am continuat, copilul nu va fi îndepărtat nici de limba română, nici de părinții lui, nici de casă părintească. Eu mi-am educat copila, fata mea a terminat școala, să zicem, rusă, pentru că nu era atunci, dar vorbește limba, pentru că eu nu mi-am imaginat că copilul meu să nu vorbească limba română. Eu, lucrul acesta pe mine, cred că mă distrugea complet. Așa că, dacă fiecare mamă s-ar gândi că totuși copilul trebuie să vorbești cu bunica și cu rudele într-un termen pe care cunoaștem din strămoși, pentru că limba foarte greu s-a constituit ca limbă literară, deci a trecut multe evoluții, cum au trecut în genere și destinul poporului prin multe greutăți. Deci astăzi ar fi cazul ca noi totuși să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, spre credința noastră și spre ceea ce este esențial. Vă mulțumesc mult, doamna Laura Bostan, pentru că ați acceptat să ne dați un interviu. Vă mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră atât de senine. Vă mulțumesc că păstrați acest sentiment de dragoste pentru limbă și îl dați mai departe. Vă mulțumesc că sunteți mereu în paza limbii române. Ai observat, Mariana, și domnul Zegre și doamna Laura Bostan au menționat faptul că nimeni nu ne interzice să vorbim în limba română. Este doar ceea ce vrem noi și nimeni nu ne va lua limba dacă nu vom ceda o noi. Din așa păcate, că acum am trebuit fiecare dintre noi să ne punem întrebarea. Dar copilul nostru știe bine limba română și dacă unii, posibil, poate trebuie să-și dea întrebarea, dar o posedă oare în general? Fiindcă neghina aceasta, să mă ierte spectatorii și ascultătorii noștri, însă neghina aceasta... Dar noi o semănăm. Noi o semănăm, din păcate. Asta este, din păcate. Astăzi, răsfoind în timpul liber care l-am avut, am găsit un mesaj scris de
profesoarea universitară Doina Cârciu din Suceava. Îmi place de multe ori să citesc postările ei pe Facebook și mi-a plăcut nespus de mult. La mulți ani, comoara, zestrea, abecedarul meu, limba română, pâinea care mă satură, apa, cântul doinei mele, emoția care îmi cântă lacrimilor în rugăciuni. Tu ești limba rândunelelor, cucilor, berzelor, colțul grâului și roa care mă ține verde. Limba română este certificatul meu de naștere, cartea de identitate, pașaportul fără expirare. Limba română a devenit diagnosticul poporului român pentru tot cei care o vorbesc. Ne mândrim că vorbim românește. Ne mândrim de acest fapt și la finele ediției de astăzi am vrea să le urăm tuturor românilor de pretutindeni din orice colț al lumii un sincer la mulți ani. Un sincer la mulți ani din partea mea, Mariana Struț, și a Valentinei Cârciu. Și la final, totuși, aș vrea să spun că limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șireac de piatră rară, pe moșie revărsată. O contăm pentru că ne-i dragă, o plângem pentru că ne-i scumpă. Atât pentru astăzi, dragi prieteni! La revedere!